Campania de a-i convinge pe cei reticenți să se vaccineze împotriva COVID-19 nu presupune doar argumente științifice. Oamenii care acceptă imunizarea vor beneficia de reduceri, au anunțat deja mai multe firme din țară. În plus, dovada vaccinării va deveni un soi de pașaport cu care veți putea călători liniștiți sau veți putea participa, de pildă, la concerte. 16 restaurante din centrul Brașovului au decis să ofere o reducere de 10% clienților care vor face dovada că s-au vaccinat împotriva COVID-19. Oferta este valabilă pentru orice comandă venită la terasă sau cu livrare la domiciliu. Noi, Horeca, situația în care suntem economică cu încasări de minus 80%, nu știu dacă mai putem să rezistăm. Și atunci ne dorim să ajungem într-un moment în care să fie pandemia de domeniul trecutului. Sorin Orzac are o rețea de restaurante în Maramureș. Oferă aceeași reducere pentru cei care se imunizează. Reducerea se va face pe nota de plată, indiferent de numărul de persoane care vor fi la masă. Dacă nu vom face vaccinul, s-ar putea să dureze ani de zile să putem să ne imunizăm. Pandemia i-a afectat și pe cei din industria frumuseții. Unii dintre cei din domeniu sunt dispuși să renunțe acum la o parte din profit ca să oprească virusul. Un tuns care normal costă 45 de lei, pentru persoanele care vin cu adeverință că s-au vaccinat, vor beneficia de un preț de 40 de lei. Acesta este modul în care noi îi răsplătim pentru faptul că ne ajută să scurtăm această perioadă de pandemie. Vlad Simanovski are o firmă de consultanță în IT. Colaboratorii care îi vor arăta dovada că s-au imunizat vor primi de la el mai multe bonusuri. Discounturi suplimentare, produse extra, mentenanță gratuită sau vom găsi o variantă pentru a încuraja cât mai mult și cât de mult putem oamenii să facă acest lucru. În România, la fel ca peste tot în lume, vaccinarea împotriva COVID-19 nu este obligatorie. Există însă deja mai multe semnale că viața celor care nu vor accepta imunizarea va fi ceva mai complicată. În Statele Unite, de pildă, unele firme iau în calcul ca angajații care nu se vaccinează să fie considerați o amenințare pentru sănătatea celorlalți și se gândesc să nu îi mai primească în spațiile comune de lucru. Altele vor să le ceară celor care refuză vaccinul să participe la cursuri despre eficiența imunizării. Pe de altă parte, compania aeriană australiană Qantas a anunțat încă de luna trecută că va permite accesul la bord doar pasagerilor vaccinați. Iar așa numitele pașapoarte de vaccin, care să permită accesul turiștilor fără să fie nevoiți să stea în carantină, sunt o idee tot mai discutată. Asociația Internațională de Transport Aerian a anunțat că dezvoltă o aplicație mobilă care le va permite călătorilor să demonstreze că nu sunt infectați cu coronavirus și care va include și date despre vaccinare. Nu suntem obligați să urcăm într-un avion, nu suntem obligați să mergem într-o destinație, nu suntem obligați să ne petrecem vacanța într-un anumit hotel sau un anumit vas de croazieră, dar dacă ne dorim să apelăm la serviciul respectiv, atunci vom fi nevoiți să acceptăm un astfel de vaccin și până la urmă să avem un astfel de pașaport. În viitor, dovada vaccinării ar putea înlocui testul PCR la trecerea frontierelor. Acesta, din urmă, este costisitor și greu de obținut în timp util. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.